considerată una dintre cele mai frumoase femei din România, cea care s-ar putea voi o Marilyn Monroe autohtonă, Dana Săvuică, femeia de afaceri, fostul fotomodel și realizatoare de emisiuni TV, este născută la 23 ianuarie 1970. Provenind dintr-o familie de diplomați, Dana și-a însoțit într-o anumită perioadă părinții aflați în misiune în Asia de Sud-Est. La începutul anilor 90, Săvuică, care a fost prima femeie româncă de după 89, ce a pozat în Playboy, fura inimile multor bărbați. Frumusețea, care e o lamă cu două tăișuri, spune Dana, deschide multe uși, aproape toate ușile. Însă doamnele să fie foarte atente, pentru că ușile pe care le deschide frumusețea pot fi rabatabile, mai apreciază fostul fotomodel. Totul însă pare să merite. Femeile, și atunci când se împrumutețează, când se uită în oglindă, când se aranjează, o fac și pentru ele, dar o fac mai mult pentru ei. Deci e clar că femeia se simte foarte bine atunci când este admirată, când primește complimente, când este răsfățată, alintată și iubită. Autoarea a două cărți de educație sentimentală, Săvuică și-a elaborat lucrările ca urmare a răspunsurilor date la întrebările puse de femeile care îi cereau sfaturi legate de păstrarea frumuseții sau a legăturilor lor amoroase. Dar dacă din experiența mea de cuplu pot să împart și să sfătuiesc pe cineva, uite domnule, mie mi s-a întâmplat asta sau am ieșit din problema asta așa, dacă persoanele respective pot ieși dintr-un impas pentru că a contat ceea ce am spus eu, foarte bine. Deci eu consider că trebuie să fiu un om normal, natural, deschis, onest, cinstit. Deci n-am ce să fac. Vedetă de televiziune din 2001, Dana Săvuică, care și-a început și o carieră de business, rămâne individa trecută de 40 de ani cu instinctul de a fi cât mai mult timp frumoasă, sfidând anii trecuți și arătând ca o ființă ce pare sora propriei fiice, care a depășit puțin 20 de ani.